Efectul scăderii cantității de miere este vizibil în mai toate piețele din oraș. O scăzut destul de tare față de anul trecut, e cam cu 50% mai puțină. Anul acesta, cantitatea produsă a scăzut la jumătate, iar apicultorii autohtoni au început să exploateze alte resurse pentru a produce produse apicole. Aș face o recomandare apicultorilor să se gândească că apicultura are, de fapt, o gamă variată de produse care pot să fie exploatate. Proprietara unei firme din Cluj-Napoca, care produce și vinde produse apicole, a observat scăderea drastică a cantității de miere din acest an, dar nu-și face prea multe griji. A găsit alte produse apicole pentru a-și ține afacerea pe picioare. Cantitatea de polen a crescut față de anul trecut, iar cantitatea de lăptișori de matcă la fel. Deci, prin urmare, anul acesta vom consuma alte produse apicole decât miere. O altă afacere bună este comercializarea produselor apicole în vederea utilizării lor în apiterapie. Despre acest lucru s-a discutat și în cadrul Conferinței Europene de Apidologie, care se desfășoară la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. Specialiștii de la universitate au făcut mai multe teste în laborator și au constatat că nu doar cantitatea mică de miere amenință comercializarea produselor apicole. Au observat o depreciere calitativă a acestora, datorată, în primul rând, conținutului de pesticide și de insecticide din mediu, utilizarea intensivă a acestora în tratamentele pe care le aplică culturilor. Cât despre scăderea cantității de miere, specialiștii spun că nu este un motiv de îngrijorare pentru că România are oricum o rezervă mare din acest produs. Au mai fost în istorie acești ani și ei apar, în primul rând, datorită condițiilor meteorologice. În România sunt peste 35.000 de apicultori, iar aceștia produc în medie peste 20.000 de tone de miere anual. Anul trecut, România s-a situat pe locul al patrulea în Europa la producția de miere.